eu sunt pe băncile universității, sunt student. În fața mea, la catedră, este profesor universitar Ion Veionescu. El îmi spune despre tactica astăzi, luând cartea sub semnătura dumneavoastră. Eu știu că Ion Veionescu a refuzat un meci trântit. Eu știu că Ion Veionescu a fost acolo, în grupul celor ce au atrofiat absolut toată activitatea. Cum privesc eu tot ceea ce urmează să-mi spună profesorul de la catedră, profesorul universitar Ion Veionescu? Cărțile mele sunt cărți de fotbal, nu de sociologie fotbalistică, de politică fotbalistică. Eu descriu și analizez fotbalul pur. Fotbalul, fotbalul tactic, fotbalul tehnic. Eu asta analizez. Plus am câteva unde analizez, fac mici eseuri. Ăsta și... O minge de fotbal într-un Babel. Da, o minge de fotbal, adică o minge într-un haos, am vrut să subliniez, turnul Babel fiind și simbolizând haosul. Sunt mici, să-i spunem, eseuri. Haosul și... acesta l-a provocat puterea banului sau puterea de a conduce? Până în 90 l-au provocat cei care au condus. Pentru că a spus, politicul era în toate. Da, așa este. După 90, politicul n-a mai fost în toate și a început banul să domine. A început să-și ceară cuvântul și să determine motivația conducerii, patronilor, jucătorilor, ale tuturor. Așa. Deci, ele nu se suprapun. Banul cu politicul, la un moment dat, nu mergeau. Dar s-au succedat în felul ăsta. Eu, în cărțile mele, pe care când m-au văzut oamenii că scriu cărți, un prim secretar odată m-a primit în audiență, m-a angajat la UTA, un prim secretar. Și te primea prim secretarul la fotbal. Da. Nu exista o numire la o echipă fără să te vadă prim secretarul. Prim secretarii, în general, erau, după mine, după cum i-am cunoscut eu, oameni luminați. Și mai mulți. Oameni cinstiți și luminați. Și primul secretar de acolo, când m-am dus la Arad, nu mai știu cum îl chema, i-am dus o carte. Ultima carte scrisă, nu ca o recomandare, ca un gest de presiune. Și mi-a spus, cum dumneata scrii cărți? Păi atunci cum vei să fii antrenor? Dom'le, cartea, știința, cultura fac parte din motivația și din valoarea mea de antrenor. Nu le pot desprinde. Scriu cărți pentru că vreau performanță. Era concepția că dacă scrii cărți și ești profesor, nu poți fi antrenor. Că până în 90, antrenorii se numeau nea. Nea Gică, nea ăla, nea ăla, nea ăla. După care, de la nea, au ajuns la maestre. Da, și acum la modă e mister. Mister. Acum suntem... Mister. Suntem occidentali și suntem mister. Nu se oprește la mister. Va ajunge altceva la un moment dat. Dar eu simt că se va ajunge la nea. Dom'le, poate că pe bucla evoluției, într-o spirală ascendentă, se va reveni cândva. Dar nea e prea e neau și totuși. Nea mergea în 50. Nu exista antenor. Dacă îi spuneai un antenor atunci, domnule profesor, erai huiduit. Mă jenam când îmi spuneau unii, domn profesor. Sau preferam să-mi spună nea. Când îmi spunea unul, domn profesor, echipa mă repugna. Sau conducerea. Multe sunt în povești. Plec de la această poză, dumneavoastră în templul fotbalului. Și m-aș duce tot o producție de televiziune, dacă nu mă înșel, tot britanică, privește înapoi cu, acum vă întreb, cu mânie, dând filmul înapoi, 2024, 1936, Ion Veionescu este autocritic sau doar critic? Nu, n-am de ce să mă critic.
Eu am fost, nimic din ceea ce am făcut, nu regret. Totul am făcut sub convingerea momentului. Nu pot să-mi reneg convingerea de acum 10, 20, 50 de ani. Am fost sincer și atunci, cred că vreau să fiu sincer și acum. Am fost, să zicem, nu rebel, non-politic, non-conformist atunci. Sunt și acum. Eu n-am fost nici pionier, nici membru UTC, nici de partid. Păi erați chel, ce ați vrut să fiți membru de partid? Chel era problemă mare. Nu, nici pionier n-am vrut să mă fac. N-am vrut, că n-am vrut. Toți cântau, toți aveau cravate, eu nu voiam. N-am vrut utemist. N-am vrut membru de partid, când condiția de membru de partid era avansarea în profesie. M-au stat la universitate... M-au făcut profesor universitar fără să fiu membru de partid. Nu puteam să mă oprească. Prea aveam bilanț. I-ați omorât cu bilanțul, exact cu arma lor. Că lor asta le plăcea bilanțul, să aibă bilanț. Și am zăbătut. Deci eu pot să spun acum că puteai să trăiești bine și înainte, puteai să nu fii membru de partid, să nu aderi la politica. Dar să-ți umble etajul, dumneavoastră v-a umblat etajul. Puteai la toate să nu aderi, la nimic să nu aderi. Și puteai să ai o autonomie personală dacă aveai însă nivelul cultural, intelectual, suficient. Da, dacă exact. Nu puteai... Dacă erai Tolomac, te înscrie în partid. Aveți vreun regret major din punct de vedere sportiv? Nu. Nu mi-am... Ce să spun? Și aici e un paradox. La debutul în profesie, după ce am terminat facultatea, îmi doream, ca ambiție totală, să fiu profesor într-o școală, după care mi-am depășit imediat toate condițiile și am devenit profesor universitar la universitate, 60 de ani a fost, am fondat Facultatea de Educație Fizică din Timișoara, am fost antrenor de performanță, de la juniori până la echipele naționale, la toate nivelurile am antrenat și la țară și în echipele... N-ați luat titlul la campionatul mondial de la Nisa, cu echipa studențească. Echipa României, sigur. Da. Deci am prosperă largă, am cuprins tot din fără. Deci nu aveți niciun regret. Am putut antrena și la țară, am fost antrenor de țară la un moment dat, la început de tot. Nu mi-a fost grație nici la țară, m-am acomodat. De la facultate, de la 24 de ani, m-a promovat federația. M-a impus antrenor secund la echipa întâi. Repede m-a expulzat sistemul, nu m-am acomodat, nu m-au primit, așa. Și am revenit și am luat-o de jos, m-am dus imediat la țară. De la țară, la copii, la junior și încet, încet, în 65, eram din nou în divizia, în câțiva ani am parcurs toate etapele. Și eram titular principal în divizia, la Poli Timișoara. La 29 de ani. Eu acum am să vă citesc câteva nume și dacă dumneavoastră aveți amabilitatea, într-un cuvânt sau două, să împachetați în poveste. O parte au fost conducători de Federația Română de Fotbal, o parte nu. Și încep cu Mircea Angelescu. L-am cunoscut și am colaborat cu el. În prima fază m-a ajutat, în a doua fază m-a expulzat. Mircea Angelescu a fost un puternic activist de partid, ratat pe scara ascensiunii spre culmi, spre culmile partidului, refugiat în fotbal, refugiat bine în fotbal, că a ajuns președinte al Federației, un foarte bun, un inteligent, foarte perspicace, dar la un moment dat foarte, foarte interesat în rezultate. Repede s-a dat pe matca fotbalului românesc în acele timpuri. Aranjamente, socotele. O valoare ratată. Valoare ratată. Vasile Ianulă. Un foarte bun conducător de club, un om greșit, ajuns la Dinamo, un om uman. Atunci când pe mine Mircea Lucescu la meciul ăla, când l-a bătut aici și a spus te bag, te scot și iar te bag, te retrogradez, m-am întors cu gândul să-l pleznesc. Mă încadra Mircea Ianul, că m-a luat pe sus, Jackie, lasă-l în pace, că te omoară ăștia. Te omoară, te linșează. M-a luat pe sus și m-a dus în vestiar. Stai aici, ai câștigat, stai fi cu minte.
Mircea Pascu. Mircea Pascu, am lucrat cu el la Petroșani, un estet al fotbalului, dar, din păcate, un om inteligent, o valoare a fotbalului, dar depășit de tumultul fotbalului, depășit de duritatea din fotbal. N-a vrut să se complice cu nimic. Deci, când mergeam la Mircea Pascu în audiență, pe care l-a avut în președinte la Petroșani, când mergeam la Federație în audiență la el și îi spuneam ceva, Jackie vorbește mai încet că ne aude lumea. Mircea Lucescu. Dom'le, Mircea Lucescu trebuie analizat în contextul în care a lucrat. Mai întâi de toate, el este cel mai bun antrenor român care a antrenat în Turcia. Cel mai bun antrenor român care a antrenat în Ucraina. Nu este cel mai bun antrenor român din România. Lucescu este asimilabil oricărui antrenor român din România, care au antrenat în românește în, nu mărcirea asta, în specificul românesc de fotbal. Mitica Dragomir. Genial, ca om social și politic, clar văzător, curajos. Lași în conducerea fotbalului. Mircea Sandu. Inteligent în fotbal, foarte inteligent în fotbal, realist în fotbal, dar manipulator de geniu și ăsta. Și încheiem cu actualul președinte, Răzvan Burdeanu. Inodor insipid din color. Asta e perfect. Și cu zâmbetul pe buze, mergem exact acolo unde Jack Ionescu, nu știu cum e, este Ion, acasă, lângă soție, copil, care copil acum e mare. Da. Cum sunteți acasă? Sunteți mielușel? Din rebelul acela de pe gazon acasă sunteți mielușel? Păi, în mine a erupt agresivitatea, dușmania în fotbal. Acasă am calculat că n-am de ce să fiu așa. N-am nicio motivație. Cum e o zi fără fotbal în familia Ionescu? Păi, în ultimul timp, ca și toate zilele. Deci, soția e profesoară de română, absolventă a Universității București, cu cultura Universității din București, unde i-a avut profesor pe George Călinescu, pe Vianu, pe alți maestri. Deci, nu e făcută pe cartele după, e făcută în original, cu colegi importanți, Lucia Hosu-Longin. E o profesoară autentică de română, care nici ea nu și-a găsit titulatura în sistemul de învățământ din Timișoara. N-a putut fi titularizată timp de zeci de ani, deși ea m-a antrenat la Poli, deși a luat toate examenele de concurs. Printre primii, o dădeau la o parte, își puneau oamenii lor. Păi dacă ați fost rebel? Da, deci așa. Dacă erați membru inclusiv, de partid, era tot ok? Inclusiv când a fost Ilescu aici, m-am dus la el. Tovarășul secretar, era numai secretar. Da, că l-ați avut la Timiș, corect. Da. Întrebi un post de titular soției mele. Altfel nu stau la Poli. El se ocupa și cu fotbalul, cu politica. Tovarăș Ionescu, mai mult nu pot, nici eu. Pot să-i dau un post de suplinitoare la o școală unde va sta. Dar titular, deși a reușit în concurs, nu pot nici eu. Forțele de sub mine sunt mai mari. Inspectoratul școlar, inspectorul școlar avea o forță imensă pe timpul ăla. Ei, după concurs, refăceau lista. E gata povestea, încă un erou de poveste. Doamna Ion Veonescu, doamna Marieta, lângă noi. Așa că aveți ocazia, și așa nu ne vede nimeni, să-l criticați pe cel ce a criticat tot timpul acolo pe gazon. Aia nu alergi bine, nu faci bine. Cum e acasă, Jackie Ionescu? Acasă e un om obișnuit. Un soț preocupat de toate problemele care se ivesc în casă. Foarte activ, foarte activ. Just. De dimineață până seara. Dimineața face aprovizionare
peste tot, cu tot ceea ce este nevoie. La prânz luăm masa în mod obișnuit, după care fiecare își are programul lui. Tabietul lui? Da. Și nu de acum, de când ne-am pensionat. A, credeam că de la predial, de când v-ați cunoscut. Nu, am avut o porțiune în care... Cum era acolo la munte? Uite, vedeți, la munte și m-am luat cu nepregătitul, e un loc să vă spun la mulți ani. Și bine ați venit în poveste, am mulțumesc sărit direct mult. La... Mulțumesc. Vedeți cum m-a cucerit în poveste? M-a cucerit, da. Cum v-a cucerit acolo la predial? Cât de Don Juan a fost? N-a fost. N-a fost? Nu. Nu. La predial eu eram student în anul 4, la filologie, în București, iar el era conducător de tabără studențească. Tabără studențească care coagula toți studenții, studenții din toate centrele universitare. Ce mi-a spus ulterior, și nu știu cât este de adevărat, mi-a spus că m-a remarcat de când am coborât din tren venind și spun întrebându-mă dacă sunt sau nu studentă, ceea ce m-a șocat, că părea că nu par studentă sau cum trebuia să remarce. În fine, a fost un pretext. Stimate, domn. Subiect și m-a îndrumat să merg la centrul de repartiție al... la biroul de repartiție al studenților. Și de aici am început programul, niciun fel de apropiere, nimic, până... Când a fost? Când a fost, chiar în ultima zi, când se termina perioada de... Ați, de vacanța tabelă. Așa v-ați făcut planul? Să atacați la final? Așa a ieșit. Așa a ieșit? Când a fost? Am fost surprinsă, foarte... chiar șocată, că la ieșirea din cantină, seara, într-un mod evident politicos, m-a oprit și mi-a spus că ar dori să vorbească câteva cuvinte cu mine. Și am ieșit în jurul, să zicem, cantinei și știa totul despre mine. Asta m-a șocat. Cum mă cheamă? Din ce centru universitar sunt, în ce an sunt, la ce facultate. De ce a amânat până la final? Că nu era ca așa cum un click, îl cauți pe Mr. Google. Până a căutat 4-5 zile a durat să afle toate informațiile despre dumneavoastră. Da, n-a dat niciun semn că eu aș fi în atenția. Ce bănățean a fost? Da. Cum a calculat tot? Și a durat, eu eram în anul 4, urma anul 5 să-mi dau licența, să spun așa, o corespondență foarte ușoară, lejeră. Dând filmul înapoi și uitându-vă peste toată căsnicia asta, cum o desenați? Căsnicia a fost, în primul rând, corectă. Vreau să vă spun că nu este ușor să fii soția unui antrenor. Nu este ușor deloc. Prin asta, mă rog, nu-mi aduc laude, acesta este adevărul. Un om extraordinar de exigent, care, când venea acasă, nu uita că vine de unde vine. Deci era foarte preocupat, trăia încă meciul, extraordinar. Se așternea un fel de sobrietate dureroasă, aș putea spune. Trebuia să închidă telefonul, trebuia să nu mai sune nimeni, indiferent că era în câștig în ziua respectivă și cu atât mai mult când se pierdea meciul. Asta era soțul Ion Veionescu. Asta era... Cum e tatăl? Cum îl implicăm și pe Cezar în poveste? Extraordinar. A fost Mândru Bănățeanu când a avut ficior, că aici nu putem zice de fecior, ficior. A fost mândru că are un copil, că va avea un copil. Atunci nu era cu testul, să se știe dinainte. Deci momentul șocant era chiar când s-a născut. Duce în Conionescu mai departe. Așa. S-a născut nu prin cezariană, ci prin chin. De aceea am venit cu el aici să vă spun că e opera mea. Prin chin și-a aflat că are un fiu. Sigur,
n-a fost așa exaltat cum sunt, eu vin din partea Buzăului. A fost bucuros, a fost mândru, dar a fost și surprins puțin de o, parcă așa n-am perceput eu, de o îngrijorare și de o responsabilitate în plus, pe care nu o voi cărea, dar o simțeam. A pus un plus de responsabilitate. Suntem care... Suntem în poveste cam care, de vreo 5-6 minute și n-a scos niciun bâz. Care... Deci vă acceptă în totalitate. Niciun bâz n-a spus. Nu m-a întrebat nimeni. Da. E liber la program, domnule profesor. Nu știu dacă este cazul să spunem, ați întrebat de căsnicie. Căsnicie, sobrietate, încredere, încredere foarte mare, just, armonie și foarte multă dedicație pentru celălalt. Adică vă spun, plecam cu copilul în spate sau cu copilul aici sau oriunde era el mititel, fără să știe că în perioada în care el a fost în cantonament, soțul meu, s-au petrecut foarte multe lucruri, unele dintre ele chiar dureroase. L-ați văzut pe Cezar direct mare? Ați avut timp de el să-l vedeți la un an? Nu. L-am văzut în dezvoltare, în creștere. În fiecare etapă a vârstei m-a preocupat și m-a bucurat vârsta pe care o are, progresele pe care le face, abilitățile. S-a dezvoltat mult pe plan sportiv, a avut și ambiții sportive, a avut ambiții fotbalistice, la un moment dat, pe care eu le-am redirijat, că în fotbal nu vreau să-l duc definitiv, ci numai ca să nu se spună că e fiul lui Ion Veionescu? Credeți că nu o să aibă identitatea lui? Nu, vă era teamă de numele dumneavoastră? Eu am amândoi domnici de o profesie mai bună pentru mai noi. Sunt multe în poveste, sunt obligat să le închid și atunci o să facem în felul următor. Tot ce am uitat în această poveste, o să vin peste ani să continuăm discuția. Da, ce drăguț sunteți. Mulțumesc. Cum vreți să închem șueta? Ioane, dragă, că asta e. Cum da, să închem șueta noastră? Păi, ca și sinfonia neterminată, nu o încheiem. Nu o încheiem. O lăsăm deschisă. O lăsăm deschisă. Domnule profesor, vă mulțumesc. Doamna profesoră, vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi foarte, foarte mult. Încă o dată la mulți ani. Mulțumim. 2024 să fie mai bun ca 2023 și 2024 să fie mai prost ca 2025. Iar ție de acasă, de aici, din vestul țării, ca întotdeauna îți spun la mulți ani și celorlalți să aveți parte de noroc. Iar dacă nu-l găsiți, insistați, căutați-l. El există. Toate bune!